La Muzeul Național al Țăranului Român din București poate fi vizitată o dublă expoziție de icoane pe sticlă, începând de astăzi până în data de 25 iulie, între orele 10 și 18. Icoanele sunt realizate de Cristina Aurelia Ionescu Berechet, cadru didactic la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița din Capitală și doctorandă a Universității Naționale de Artă, și de Ion Filigean, pictor autorizat și absolvent al secției Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Intrarea este liberă. Vernisajul expoziției Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită, va avea loc luni, 19 iulie, ora 16:30, la sala Acvariu a Muzeului. Curator va fi Luiza Barcan, critic și istoric de artă.